Bine v-ați găsit, dragi prieteni! Iar în acest episod am să vă prezint top 10 hoteluri sau clădiri bântuite în care au fost raportate diverse chestii paranormale întâmplându-se, adică, nu știu, lumini sau efecte spirite văzute. Hai să începem. Prima clădire este vorba despre plantația Windlass St. Francis Vine lui Sana Sua. Aceasta este o clădire veche construită în 1796 de generalul David Bradford și se spune că această clădire este bântuită de mai multe spirite neînțelese, fost sclavă sau fantomele unor fetițe ucise de un avocat, poate fi un avocat, poate fi observat și alte spirite. Alte, următoarea clădire e vorba despre turnul Londrei în Marea Britanie, care este cea mai faimoasă clădire din lume și una dintre cele mai bântuite. Zeci de spirite fără odihnă au fost văzute în jurul turnului, mai ales în anul 1957, gardian a fost deranjat de ceva care lovea în chioșcul unde stătea. Fantoma soției a fost văzută acolo. Dar următoarea clădire este vorba despre penitenciar de stat Philadelphia Pennsylvania, care a fost construită în 1929 și a fost proiectată să țină 250 de prizonieri în carcere separate, dar la momentul său de glorie a găsit și 1700 de răufăcători. Și ca multe locuri pline de suferință, mizerie și moarte, închisoarea a fost bântuită și încă este. Următorul loc bântuit este vorba de Vapor, vechi, foarte bântuit, în care a fost bântuită mai ales camera motoarelor, unde marinari a fost drobit încercând să scape de un incendiu. La următoarea este vorba despre sanatoriul Waverly Hills din SUA, care se estimează că aproape 63.000 de oameni au murit în acel sanatoriu deschis în 1910. Există o serie de fenomene paranormale, cum ar fi voci de origine necunoscută, locuri cu temperaturi scăzute și umbre inexplicabile. S-au auzit și țipetele de holuri abandonate.
întrebarea următorul al 2-6 este vorba despre casa pui sangre. Este raportat în urmă este mai mare.